În perioada vremii cu temperaturi ridicate, umiditate redusă și vânt, orice scânteie poate provoca incendii pe suprafețe mari cu pagube semnificative pentru sectorul locativ și cel agricol. Avertizarea vine din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Astfel, instituția atenționează populația despre riscul izbucnirii focarelor de ardere a vegetației uscate. În acest context, oamenii sunt rugați să se abțină de la utilizarea focului în preajma lanurilor, spațiilor forestiere, precum și locurilor de agrement, cu scopul prevenirii izbucnirii incendiilor pe arii extinse. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu dea foc vegetației uscate și gunoiului menajer în vederea curățirii terenurilor agricole și gospodăriilor. De asemenea, maturii sunt îndemnați să acorde atenție maximă copiilor și să nu le permită jocul cu focul, pentru a evita producerea incendiilor și altor situații excepționale. Mai mult, în perioada secerișului, potrivit pompierilor, la lucrările de recoltare se admite numai tehnica ce a fost supusă testării și corespunde cerințelor tehnice stabilite. Totodată, procesul de recoltare trebuie să fie organizat cu divizarea masivelor în sectoare cu area de maxim 30 de hectare, cu delimitarea acestora prin fâșii cosite cu lățime de minim 6 metri și fâșii arate cu lățime de minim 4 metri, eliberate de paie și resturi vegetale. Autoritățile atenționează că alimentarea tehnicii cu lubrifianți și carburanți se va efectua la punctele de alimentare special amenajate, fiind interzis transportul lichidelor combustibile în vase deschise, precum și alimentarea în lanuri sau la distanțe mai mici de 100 de metri de acestea. Fumatul și utilizarea focului deschis pentru distrugerea resturilor de vegetație pe terenuri agricole sunt strict interzise. Totodată, specialiștii vor informa lucrătorii care strâng roada de pe lanuri despre riscul incendiilor provocate de arderea paielor sau altor resturi vegetale pe câmp. În situații de risc, oamenii sunt rugați să apeleze serviciul 112.